Directorul sucursalei electrocentrale Rovinarii, Laurențiu Ciurel, a anunțat că grupul energetic numărul 5 este acum pregătit să fie pornit și să contribuie la producția de energie pentru iarnă. Acest grup va începe să livreze energie în sistemul național în luna septembrie. Grupul recent modernizat va avea un rol important în menținerea stabilității sistemului energetic național, mai ales când cererea de energie va crește în sezonul rece. E clar că e un grup retehnologizat, care mai poate funcționa mulți ani în condiții de siguranță și cu rezultate foarte bune financiare, adică la un cost al megawattului redus. Nu putem vorbi de modernitate totuși la grupuri care au fost proiectate și construite în anii 70. De atunci în energetică s-au făcut pași mari, au fost evoluții multe, dar grupurile acestea de la Rovinar se apropie ca parametri foarte bine de grupurile moderne și ca și costuri. Va intra în funcțiune după 20 septembrie. S-a terminat primul set de probe și cel mai important, acum s-a trecut la reglajele care trebuie făcute și care decurg din probele de acum două săptămâni. Ciurel a subliniat importanța pornirii acestui grup energetic. Este important pentru Rovinar pentru că la trei grupuri de 330 începe să arate cu adevărat ca o centrală. Pentru siguranța sistemului energetic este energie sigură, energie de baza curbei de sarcină, funcțională pe orice fel de temperaturi, pe atât iarna cât și vara, nu depinde de niciun fel de vreme. Din punctul ăsta de vedere, e un mare câștig pentru sistemul energetic. Punerea în funcțiune a acestui grup reprezintă un pas important pentru securitatea energetică a României, oferind o sursă de energie mai fiabilă și mai curată în comparație cu infrastructura verde.